Un incendiu de proporții a izbucnit la bordul unui feribot care transporta 275 de oameni în Indonezia. Flăcările au cuprins vasul la numai câteva minute de la ieșirea dintr-un port din arhipelagul Molus. Pasagerii și echipajul s-au aruncat în apele mării pentru a-și salva viața. Intervenția promptă a salvatorilor a făcut ca operațiunea de recuperare a victimelor să fie una de succes. Doar unul dintre sutele de oameni ajunși în apele mării este în continuare dat dispărut. O anchetă cu privire la cauzele incendiului este în curs în momentul acesta. Până la soluționarea acestui dosar, cei 10 membri ai echipajului feribotului au fost arestați de către autorități.